Tema pentru acasă, clasa. Tema pentru acasă, clasa A. Era spunea a treia, clasa a treia. Mario. Tema pentru acasă, clasa a treia, Mario. E, hai să vedem Mario. Ce am avut? Ți-am dat o temă, nu cumva? Da, o vine și două. Opt? Vine, două probleme. Două probleme cu o vine. Deci, opt vine. Ce componență au vine? Cu câte camere? Cu șapte și trei. Cu șapte camere. Și trei camere. Deci sunt opt vine în total. Cu șapte camere și trei camere. Prima problemă. E un 44 de camere. Deci, 8 vile și 44 camere. Câte vile sunt? Câte vile sunt cu 7 și 3. Și câte vile sunt cu 3 camere? Deci câte sunt cu 3 și câte sunt cu 7? Deci să repet problema, să înțeleg bine. Vă zic că 8 vile în total. Da? Ai gândit să mă ajuți un pic astăzi? Da. Cum? Ți-ai planificat să mă ajuți, da? Nu mă las singur. Desenați. Să desenez, bine. Să desenez cele 8 vile. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vile. 8 vile. Să-i pun camere. Dar unde se știu la unde pun, la cât îi pun 3 și la cât îi pun 7? Aici e problema. Când îi număr pe toate, trebuie să-mi iasă cât? 44. 44, când vei da tu. Dar dacă faceți cu 3 sau cu 7, cu 7 vă dă 63. Deci dacă aș spune că la toate sunt câte 7, 7 ori 8, nu 63, 7 ori 8, fac alt număr, o să vedem mai cât fac. Dar important este că tu îmi propui așa, o să pun numai la, să pun la toate 7, ori să pun la toate 3. Presupun că pun la toate 3, da? Presupun că toate vilele sunt cu 3 camere. Deci presupun că toate ar fi cu 3 camere. Așa că pun 3 camere. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Deci dacă ar fi toate, dar toate cu 7 camere, am avea, așa cum și vedeți voi acum, situația asta. 3, 3, 3, 3, 3. Pare câte camere ar fi în total? Cât ar fi? 24. 24, foarte tare. Cum ai făcut? E numai la 3, 6, da? 3, 6. Așa, 3 plus 3. Și ai zis, 3, 6, 9, 12, 15, 13, 18, 21, 24. Foarte precis. 24. Da. Deci dacă ar fi toate cu 3 camere, ar însemna 24 camere. Dar nu, ce cu 24? O, asta e. Ce să fac acum?
vedem din 44, să vedem câte camere mai am depus, nu? 20. Exact. Deci din 44, câte sunt date, scad pe 24 pe care le-am pus și am 20 camere. Mai am 20 de camere. Și astea 20 de camerele facem 4-4-4-4. Asta! Astea 20 facem 4-4-4-4, ca să punem câte 4 acum, da? Mm-hmm. Deci, odată un 4, mai pun încă un 4, încă un 4, încă un 4. Câți de 4 se pun? Încă 1. Încă 1, 5, nu? 1, 4, 2, 3, 4, 5, 4, fac 13, 16. E perfect așa, da? Băi, dar când dădeai 45 de camere, mă puneai într-o încurcătură mare. Că 45... Maxim 56. Maxim 56. Foarte tare. Deci maxim 56 de camere. Și minim 24. Și minim 24 de camere. Minim 24, când îți presupui că toate ar fi câte 3 și maxim când ar fi toate câte 7, da? Și foarte tare. Dar aici tu ești foarte puternic aici. Că tu ai avut grijă, nu mi-ai dat 45 de camere. Dacă îmi dădea 45 de camere, îmi rămânea 21 de camere și nu putea să le par câte 4, 4, 4. Deci tu ai fost foarte puternic. Și mi-ai dat un număr corect. Da? Un număr corect. Din 4 în 4. Ca să parte exact. Da, profesor. Da. Nu am făcut așa. I-am făcut 7 pun la câte vreau eu 7 și la câte vreau la 7. Bă, ce tare ești! Ce tare ești! Păi și mi-ai spus acum cum faci tu invers. Cum pune problema? Foarte tare! Dar eu ca nu știu chestia asta. Eu nici știu să fac așa ceva, a trebuit să mă vedeți prin felul ăsta. Dar tu ai spus... Da. Nu mai trebuie să mă scrieți. Trebuia să faceți mai întâi calculele și după aia făceați câte vreți cu 7, câte vreți cu 3. Și după aia le-ați adunat. Și aici nu problemă. Am înțeles, dar asta e propunătorul. Propunătorul face așa. Tu care ești, cum se cheamă asta, ce am spus, ești un... Propunătorul care a compus problema. Și tu ești un om de afaceri. Și știi cum se redrămuie, știi cum se face acolo. E perfect. Deci am câte? 1, 2, 3, 4, 5 de 4. 1, așa o echipă, încă o echipă, încă o echipă, și iarăși o echipă, și iarăși o echipă. Deci 2, 4, 5, 2, 4, 5. Și mai rămas câte? 3. 3 mi-au rămas cu 3 camere. Răspuns corect? Răspuns corect? Care ar fi răspunsul la problema ta? 7 camere cu... 7 camere cu... cu 5. 5 camere cu 7. 5 camere cu 7. Și 3 camere cu 3. Deci 5 camere... 5 zile. 5 zile. Cu 7 camere și 3 zile cu 3 camere. 3 camere. Foarte tare. Mi-am plăcut tare problema. Ai gândit problema? Profesor, am făcut de mai rar. Cu 4. Nu-mi dă răspunsul, lasă-mă să mă chinui. Băi, bine. Mă îndată în patru care am să-l folosesc. Ia să vedem. Deci, următoarea problemă pe 2 înseamnă 8 zile 40 de camere. Și 40 de camere. Fii atent ce le face aici. 8 zile. Ori am făcut ceva. Ceva care mi-am dat seama de ceva. Dar eu știu, n-am ce face. Adică să iau așa din nou ca înainte. Fac 8, cerculeți 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cum ai făcut tu-i treaba ta? Dar eu n-am știut. Îmi face pe cer, e foarte așa. Și pun câte 3? Avem un boi de 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3. De profesor, da. Patrul acesta care vă spune acum o să avem nevoie de el. O să
să am nevoie de el, da? Așa. Da, și 1, 2, 3. Iată, iată că am completat câte 3. Astea 3 au făcut către euro 24 de camere. 24 consumate. Când am presupus că sunt așa. Bă, că îmi cere 40. Și mie îmi cere 40 și atunci eu de 40 scad pe 24. Și cât face la scăderea să-ți mă ajuți? Egal cu 16. 16, corect. 16. Și acum, 16 ăsta, scanele în plus. Trebuie să-l împar câte 4, nu? Câte 4. Ia să le câte ori aici. O grupă de 4. 4, 8. Deci încă o altă de 4. 8, 12, 16. E bine, 4 grupe, nu? Da. Perfect, mi-o s-o gata la aici. Pe dat un număr deștept. La 4 și va da 10. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 grupe. Poate rezultat. Exact. Exact. Excelent. Am completat. Sunt acum 40 de camere, că 24 au fost aici. 4. Am înțeles, am înțeles. 4 era 4, 4 răspuns corect. 7. Răspuns corect înseamnă 4 vile cu 7. Cu 7 camere. Și 4 vile cu 3. Și 4 vile cu 3 camere. Băi, tu mi-ai pus două puri și una. Da? Da. Uite. Poate să nu v-am pus eu. 8 vile și... Desinați voi. Desinați. Și puneți câte vreți. Nu, nu fac așa, că eu fac șmecher. Nu, să nu vadă la camere să mă urmărească. Eu spun 48 de camere. Deci formularea mea este așa. La problema 3, 8 vile, propuse de mine acum pe loc, 8 vile și 48 camere. Ușor. Ușor de acum. Cum? Acum ușor. Ne mai rămâne 2 de 3. Te-ai prins cum e chiar înțelești. Te-ai uitat la problema ta dinainte, 44. Ne mai rămâne 3. Și au vrea să trece, mai mărit cu un 4. Uitați ce face, mai mărit cu un 4, zice, a, mai rămân 2 cu 3. Adică 4 ăsta am pus față de 44, înseamnă să-l pun aici. Și gata, am făcut rezolva problema. Am făcut-o eu. Ai făcut-o rapid, măi, rapid, rapid. Eu am zis că e foarte dur, foarte grea și tu... N-ai zis, bă, uite, uite, mă rog, acolo, 44, 48, aaa, treabă simplă. Bă, dar dacă ți-o dau pe asta, acum nu mai faci. În loc de 48, pun 52 de camere. 52 camere. Mai rămâne una. Rămâne una, da? Adică la 48 ai pus eu un 4 și ai disperit pe tine? Nu. La 48 m-am dat seama că 48 plus 4. 52. 52, asta este teribil. Wow! Da, da, ce-o vor pe asta. Uite, acum. 28 de camere. 28. Ușor. Și puneți. Toate sunt cu 3. 34. 24. Și mai adaug și o cameră cu 7. Și o cameră cu 7. Deci, toate cu 3 înseamnă 24. Adică... 24 și am mai pus un 4. Da, profesor, o cameră cu 7. O vilă cu 7. O vilă cu 7 camere. Și 7 vile cu 3 camere. Da, da. Foarte tare ești. Da, asta nu mai faci. Ușor, ușor, ușor. Uite, nu mai faci cu asta. Măi, 36 nu mai faci cu 36 de camere. Nu mai faci. 36 de camere. 36. Faceți toate cu 24. Toate cu 3, 24. 24, 24 minus 36. Nu, 36. 14. 36 minus 24. Da. Da? 14. Nu, 12. 12. 12. 12. Așa. Și 3.
fiecare cu 7. 3 bile. 3 bile cu 7. Și 3 bile cu 7 și 5 camere cu 3. 5 bile. 3 bile cu 3 camere. 5 bile cu 3, da. Da. Nu ați băiat frumos pe parte. Cum ai uitat la mea? M-am uitat la Maxim și Minim. Te-ai uitat la Maxim și Minim, dacă mă gândesc. Abia așteptai să nu ies, ies din intervalul ăla. Ca să nu o fac, asta nu o fac. N-are rost. Dar mi-am fixat și eu, că 24 era minim. Eu am uitat la ei. Tu te-ai dat în caiet, sigur că da, și Maxim. Așa, deci putem da acolo. Dacă dau 52 din camere, mă... Am dat? 52. Am dat 52. Ușor. Așa, da, da. Toate cu 7. Trebuie să schimb probleme cu asta. Toate deci... cu 7. Ia să văd eu. 52? Da. Gata. O vilă cu 3, cu 3 camere și 7 vile cu 7 camere. Perfect, perfect. O să schimb tine registrul cu 9... Cu picioare? Nu, cu picioare. Nu fac treaba cu picioare, fac cu cap. Pentru că tu ești destul de dur cu mine. Vom schimba numărul de vile. Gata. Oh. 11 vile. Frumos. Cu 7 și cu 3 camere noastre. Am 3. Ei, acum asta mai văd pe tine. Acasă îmi faci tu probleme. 3. 3 probleme. 3 ușor. Da, 3 probleme atâta, 11 vile și numărul de camere maxim și minim, tot așa, 7 de minim. Da? Ok. Bun, te descurce, da? Acum să trecem mai la niște, să facem niște operații. Operații ușoare. Ia să vezi așa. Costă în original. 14 minus 199, dar tu vrei așa. Minus 199. 14 minus 199 nu se poate. Plus 7 minus 20 plus 500. Deci 14 minus 199 plus 7 minus 20 plus 500. Adunăm cei care scădem și adunăm cei care adunăm. Deci, cei care adunăm îi punem deoparte, cei care scădem îi punem deoparte și egal cu. Egal cu 14 plus 7 și plus 500. Cei care scădem să facem din grămadă mare care o facem, scădem pe 199 ori. Și mi-am făcut sub atel. Îți vine mai bine așa, da? Fac și eu. Dar, frate, nu, eu am emoții aici când ne așez. Aveți emoții? Da. Am emoții că s-ar putea să greșesc. Deci, de uite la mine. 14 plus 7 plus 500. 521. Dar e bine cum l-am așteptat? Nu. De ce nu e bine? Pentru 7 l-a spus 10. Aaa, trebuie la 7 la unități, da? Foarte tare, foarte bine. Egal cu... Deci 7-le astea. Aici trebuie să-l puneți, dragi oameni. 521. Și 500 e cum să vină? 500 pun așa? 521. Așa? Nu. Dar de ce nu e bine? Invers. Care bun? Pentru că sutelele le-ați pus sub 10. Asta e. Deci unități pe unități. 10 pe sub 10. Și 100 la sub 100, așa. Pe corona sutelor. Cal astea. Profesor. Da. 521. Deodată, da? 521, dar eu iau ușor. 7 și cu 4 fac 11. 1 îl scriu și 10 o trimit la 10. Ei, 10 lor, vă trimit încă o 10. 10 aceeași cu 10, deci fac 20. Și iată 521, cum ai spus tu. Am corect. Făcut corect, da. 521. Apoi, ce fac acum? Tot ce scad, s-a dat. Tot ce scad, s-a dat. 199 plus 20. 199 plus 20. Ajută-mă. 210. 200? 210.
mai sunt? 90 cu 0? La unități. 90 cu 0? 9. Nu. 90 cu 2? La 10? 200. 90 cu 2? 11. 1. 209. 200? 19. Ai văzut? Dacă mă lăsa în gândire, voi rămân păcăre. Minus 219. Egal. Hai să fac scăderea asta, mă discurs sau nu? Vreți să vă dea răspunsul? Ia să vă. Să râd. 219. 219. 219. Poți să dai deodată? Da, 9 minus 9. Cum? Dar nu-i mersi, din 1 scăzut 9. Ok. De la 2 luăm 10 și ducem la 1, 11 minus 9, 1. 11 minus 9? 2. 2. 2. Și, 1, și 10 minus 10, 0. Așa. 500 minus 200, 300. 302. Corect. Foarte corect. Foarte tare. Da, acum, da, cât te încurc eu pe tine acum să vezi. Hai să vedeți. Nu văd de la prima mai despre ce asta. Fii atent. 29 minus 39 plus 49 minus 48 minus 58. Da? Și plus 37 minus 47 plus 80. O, asta e grea. Asta o să mă întâmplă pe mare. O, un pic mai mare. Un pic, da? Deci 29 minus 39 plus 48 minus 58 plus 37 minus 47 plus 80. Minus 47 plus 80. Stați calm, mă adunăm cei care au ajuns. Stau eu calm, da, nu stau calm. Stați-vă calm. Sunt pătresc calm. Eu trebuie, da, corect. Adunăm cei care trebuie să adunăm. Cei care au cu plus, nu? 29, 48, 37 și 80. Așa zice. 29 plus cei care tot au plus, da? Plus 48. Plus 37. Plus 80. Și câte un minus? Ce care de scăzut? Minus. Da, da. Am deja 100. 39. Am deja 100. Ai făcut deja 100? Da. 209 plus 80. Hai, lasă-l colo. Așa de te-ai făcut din nou. 209 plus 80. Minus 39, lasă-mă tu. Bază de mine, minus 58. Nu mă ajut de dumneavoastră. Minus 47. Nici n-am apucat să scriu să dai răspunsă. Egal cu. Aia ca asta, adunat de greu. Gata, 100. Avem deja 100. Dintre cine și cine ai făcut 100? 29 și 80. Din 29 și 80? Dar fac mai mult. 109. 109, da? 100 am făcut. 20 cu 80 fac 100 și cu 9, 109. 109 scriu și eu, plus ăștia doi acum. Acum este egal 40 cu 30. Dar e invers, mă. Dar fă invers, mă. Adună unitățile întâi. Hai să spun că șmecherea asta e importantă. Uite și-l fac eu, deoparte. Asta arăt eu, 48 plus 37. Spun. Da, da. Răspund. Cât? 15. 78, 15, da? 75. Nu, 85. Așa, mă, că zicem așa. 40 plus 8 plus 30 plus 7. Și ne zicem, 10 lor, la sfârșit, s-ar putea să mai fac rost de vreo 10. 78, cât face? 15, ai spus, nu? Cu 10 plus un 5. Și acum încerc în 10. 40 care am așa, 30 cu 10 asta, fac 80. Așa că 85. Deci, 109 plus 85. 109 plus 85. Bun, cât
Aceasta 109.85? 109.85 ne va da 194. Excelent. Dar eu nu știu să fac așa. Eu te-ai făcut așa rapid în minte. Eu mi-e așez așa. 109. Greuț a fost. Da. Plus 85. Și eu zic așa. 9. Cât îți mai trebuie ții la 10? Mai trebuie 1. Și fac o 10. Și se duce aici. Surpriză pentru Corana 10. Surpriză. A, și acum, 10 aceeași cu 8, 10, 90 și 100, care să fie în altă parte, 194, foarte important. Deci 194 e rezultatul, deci rezultatul la adunare, da. La cei cu plus. Ce am deja 100 la scădere. Deci 100 cât? 194. Am deja 100 la scădere. Ia să vă rog, 58 plus 47. Face peste 100 chiar. Da, face peste 100. Și, și după aia plus 39 ne va da? Și o să vedem. Hai să vedem cât face exact 58 cu 47. Hai să până așa, 58 și cu 47. Cu astea două ce ai. Gata. Cum? 7 plus 8. 5 și 10 e la 5. Da. Egal 60 plus 40, 105. 105, sigur că da. 105. Și acum mai punem pe 4, pe cine? Pe spun, nu. Pe 39. 105 plus 39. 404. O să vezi tu. Ai și chiar mai păcătește. 140. 144. Aaa, 5 și cu 9 fac... 144. 14, 4 scrie... Și 10 adăugăm la 10. Și cu 30 fac 40. 144. Băi, sunt bine. Minus 144. Da. Minus 144 egal cu... Da. Deci 194 minus 144. Plus 144 minus 194. Nu, 194 minus 144. 4 minus 4 e 0. Așa mă, foarte bine. Aștept să scriu. Te aștept? Minus. 144. 4 minus 4 e 0. Așa. 4 minus 4. 9 minus 4. 9 minus 4 este egal cu 5. Corect. Și 1 minus 1? 1 minus 1, 0. Da. Deci câteodată calculul nostru total 50. 50. Foarte tare. Foarte important. Am avut totuși un calcul destul de urât în final. Da. Și cu multe surprize. S-a terminat ora? Cu 5 minute de plus. A trecut 5 minute? Da, în plus. Oleu, ne oprim, a? Da, ne-am luat cu vorba, știi? Acum, dacă poate sunt șpivirii, vă cred, domn profesor. Așa. Asta nu am șpivirii. Da. Am trecut la o specifică. Da. Păi, eu ce zic? Așa. Ai zic, din ce șer? Nu știu, nu știu, nu strângem. Că metoda, care a fost? Metoda falsă, hai, ipote. Da, da. Metoda falsă, ipoteze. Și am mai făcut... Acum ești scădere tare, nu? Adunări și scădere. Adunări și scădere. Și scădere. Foarte dificile. Foarte, foarte dificile.
Deci amânări și scăderi foarte, foarte dificil. Am avut o treabă dificilă de făcut. Oricum, mă bucur tare mult. La revedere, nu uitați să dați like, share la profilul online și să abonați. Foarte bine! Aici e mă, să vă abonați. Asta e...